Salutare, prieteni, și bun venit pe Black Tiger! Astăzi revenim cu un nou episod din Soccer Manager 2022, unde o să vedem dacă cumva echipa noastră se va califica în Europa League. În primul rând, mergem la transferuri, deoarece am văzut că am trecut foarte greu în acel match. Îl avem pe acest jucător, dar nu vrea să semneze cu noi, adică. Și o să ne trebuiască. Lulici, oare vrea Lulici? Nu vrea nici el. Ăsta are 30 de ani, ăsta are 72 overe cu 20, 24 de ani. Ok, să încercăm ăsta. Unde el are un salar de bază de 33.000 și cam mult, dar semnează pentru 3.000 de euro, nu o să rămânem noi cu cine știe ce bani. Îi oferim un contract. Hai să vedem dacă... Pardon, 3 milioane de euro. Să vedem dacă acceptă. Ok, și-a acceptat. Îl mutăm în prima noastră echipă. Îl avem pe Miron. Vinicius, Aruț. Radunovic, Șerban. Ok, l-am mutat în prima echipă, în locul lui Șerban. Și avem și primele meci din Liga 1, unde Dinamo au făcut egal cu CFR Cluj. Farul este momentan pe primul loc, în cele 3 puncte. Și se mi-au venit 3 puncte. Ok, hai să vedem ce o să reușim noi să facem de auto replace și unde jucătorul nostru a venit. L-am pus în echipă. The support striker. Așa, ok. Să fie target menu. Tactica a rămas aceeași, continue. Așa. Și se înceapă partida. Avem și cu Universitatea Craiova. Hai să dăm un quick play, nu stăm să mai vizualizăm toate meciurile, pentru că vreau să facem prin mai multe. Hai să-l punem pe Popescu aici. Anțuru și Haruț în locul lui Cheșeru. De Haruț, stai, mai știu ce am schimbat. În fine, am schimbat rapid. Ok, și câștigăm împotriva lui FC Universitatea Craiova cu 2-0, goluri marcate de Haruț și Coman. Și omul meciului Coman. Ok. Măcar am început bine. Bun. Hai să și schimbăm aici. Avem așa. Basic training, attacking, defending, tactical. Eliminăm și adăugăm fizic. Așa. Ca să reziste mai mult jucătorii să nu se obosească așa repede, deoarece campionatul e destul de lung și poate ne califică și în Europa League și ne trebuie jucători care stau bine din punct de vedere fizic. Și European Super Cup-ul câștigat de către Villarreal împotriva lui Chelsea. Interesant. Ok. Și avem meci de... Europa League cu Slovacu. Ce echipă e asta, frate? Aoleu, ștenase, frate, te-ai rupt. Ok. Hai să vedem ce facem. Nu știu dacă e tur și retur. Ok, avem o echipă care cred că ar trebui să-i batem, eu așa zic. Hai să vedem ce facem. Ok. Hai să-l prind nou pe Popescu aici.
pe Dumitru în locul lui Budescu și pe ăsta în locul lui Chișeru. Serios? Ala roșu? Ok, măcar am câștigat. Ok, scăpăm de o emoție momentan. Și omul meciului Coman. Probabil că ne ajută și tactica, pentru că suntem mare cu mai defensivi. Cred că avem și retur, dacă nu mă înșel, și dacă ne descurcăm și în retur, ar trebui să și câștigăm, să ne calificăm, pardon, în Europa League. Avem și cu Mioveni, hai să vedem, să sperăm că toți jucătorii mei mi se accentează acum, serios. Sperăm că o să câștigăm, să avem un avans de puncte de la început. Aoleu, Cristian Firai, tu? E roșu? Hai să punem vinul pe Dumitru aici. Nu-mi place, nu știu ce se întâmplă cu Budescu, dar nu... Coman. Ok. Haruț. Punem și pe... Am marcat Coman și Buziuc. Ok, egal, 1-1. Nu-mi prea convine rezultatul, dar asta este. Și Coman a crescut la 7,5 milioane, n-avea 6 cumva. Sau 6,5. Nu mai țin minte exact. Ok, meciul retur și să sperăm că o să reușim să ne calificăm, ne-ar prinde bine o calificare. Hai, să vedem ce facem. Așa. Ok, vine Popescu pe asta și vine asta aici. Jump Support Striker. Asta, ok. Păi, aș pune ca și... Cordea? Dumitru? Hai, o să-i dăm o șansă de Cordea. Ok, să sperăm că ne calificăm, să sperăm. Punem aici. Coman, frate, tare de cap, cum fac așa, mă, de roșu? Bă, cine să punem, mai punem noi. Cordea, nu te descurci, nu știu care e faza, ai notă slabă. Aoleu, marca Budescu. Ok. Au marcat și ăștia, au marcat din nou. Fai, pierdem calificarea, să vezi, mă. Și mai avem, cred că, jucători disponibili să schimbăm, nu? Ah, îl avem pe Haruț. Credere la general, nu vine să cred cum putem noi să... Ok. Oh, ok, hai că am egalat și până la urmă am reușit să ne calificăm. Cu greu. Dar totuși anotăm jucător bun în apărare și tot lungul. Hai să vedem. Lazio. Sivasspor, Real Betis și cu Hajduk Split în grupa A. Grupa B, Dinamo Zagreb, Universitatea Craiova, opa! Asta nu știu ce echipă e, nici asta l-altă. Ok, hai care avea o grupă ușoară Universitatea, PAOK, Rangers, Malmo, Sporting,
Tottenham, Las Linz, Locomotiv Moscova, CFR Cluj. Ah, ok, e tipic CFR. Pică unde e mai greu. Sperăm că nu picăm într-o grupă ușoară. Gent. Frankfurt, Sparta, Praga, Leicester City. Ok, Stedheim, Celtic, Napoli. Ok, Anderlecht, Olimp, Liga Varsovia, Union Berlin, Galatasaray, ok. Aoleu, ce echipe. Olympique Marseille, Fenerbahce, Feyenoord, ne-au rupt. Ne-au rupt cu tragerea la sort. Ce grupă ghinioniste, grea. Da, o să vedem ce reușim. Nu prea am șanse de ieșit din grupa asta, dar măcar să facem puncte. Dinamo se ține momentan bine. Se pare că în joc nu retrogradează. Bine, oricum nu retrogradează că n-avem Liga 2, dar nu știu. Bun, revine Tănase. Mamă, dar păi am o gama de jucători accidentați. Minutul 2 deja iau gol. Bă, dar se cheamă Eronia Red. Pune și pe ăsta. Da, nu știu ce se întâmplă cu cheșerul. Îmi place poziția aia. Ok, am marcat din nou Coman și cam atât. Cam atâtica în meciul ăsta. Probabil că contează și să stai să vizualizezi meciul, adică, nu știu, controlezi poate mai mult echipa sau așa, dar durează prea mult. Cinci puncte, deja nu suntem ok, CFR-ul este peste, Craiova. Primul de 7 milioane ne trebuie neapărat. Andrei Ivan la CFR Cluj? Că l-a făcut așa transferul ăsta? Bă. Aha, așa și 4 milioane. Da, nu. Ok. Ok. Și jucătorii lunii de la club sunt Florinel Coman, Aruț și Ioris. De care are 14 milioane. Chiar, ia să vedem dacă merg la asta. Deci, încă e să așa, valiu, ultima mea 79,5. Milioane, momentan echipa valoarea. Și o trebuie să o aducem la 82. Păi cred că reușim să mai aducem dacă mai transferăm un jucător de tot așa de la free agent și să aibă cât de cât o valoare. Cred că reușim. Hai să vedem ce facem cu Cazmeta Mirea și așa, așa cu 4, 3, 2, 1. Ok, hai să-l schimbăm pe Vinicius aici. Și dar și cred că ar fi ok dacă la, de fapt nu, hai să-l punem pe Aruț și cred că ar fi ok dacă l-am, i-am dat o șansă și lui Popescu. Am marcat chișer, hai chișerul. Hai bă, iarăși facem egal, de nu vine să cred. Doar egalul facem în Liga 1.
Poate că tactica asta nu prea merge așa bine la echipa asta, dar încă mai stau cu ea, încă mai încerc. A mers, a funcționat perfect cu Manchester United, deci eu zic că ar trebui să funcționeze cumva și aici, dar cumva am evoluat mai mult. Ok, your coaches have heavy report, bla bla bla. Ciulete, ok, ce nume. Ok, hai că am mai luat și CFR niște bătăiță. Dar noi suntem sub media clasamentului 6 puncte. Până pe Popescu, momentan. Pe Vinicius. Punem pe Popescu aici și punem pe Popescu start. Și Haruț. Cu Budescu. La Haruț. Tănase a marcat singurul gol al meciului. Știu, suntem oarecum prea defensivi. Dar poate nu luăm multe goluri. Ok, 9 puncte. Aoleu, meciul cu Feyenoord. Și noi suntem rupți fizic. Suntem rupți fizic. Cristian Miron. Nu prea avem jucătorii care să ne ajute așa mult. Dați că dăm niște boost. Poate. Cine știe. Da, uite ce echipă au ăștia, frate. Dai seama. Oh, surprinzător marchează Tănase, minutul 5. Tănase? Ah, da, s-a mutat de partea asta. Punem aici pe ăsta. Și... Hai să lăsăm momentul așa. Ok, surprinzător am marcat pe, am bătut pe Feyenoord și nu batem pe echipe din Liga 1. Ok. Dar omul meciului este Andrei Vlad, cred că a avut așa ceva multe ocazii și... Am măcar am 3 puncte acolo. Ok. Da, și mi-a dat și chestia asta. Și dacă merge la Continental Tables, ia să vedem. Ok, Universitatea Craiova a făcut egal. CFR Cluj la bătaie. Iar noi suntem pe locul 2 cu 3 puncte. Nu e început rău, dar sper să continuăm cu bine. De ce nu niște bani în Europa League?
Sunt bineveniți și avem meci cu CFR Cluj. Vreau să țin acele boosturi momentan pentru meciul din Europa League. Vinicius. Punem pe Popescu aici și îl punem și pe Octavian Popescu. Budescu, Tănase marchează. Ok, am bătut-o pe CFR cu 2-0. Hai că poate ne revenim așa încet. Poate durează un pic până se acomodează și echipa cu tactica. Cum ar fi să câștigăm campionatul? Bun, avem din nou un raport. Cam așa ar fi jucătorii care au evoluat mai ok în ultima perioadă. Ok, și avem un meci cu Botoșani, punem ăsta. Totuși avem un jucător tânăr aici, Perianu. Mi se pare că e tânăr. E ok să ții un jucător tânăr pe teren, mai evoluează dacă îi dai minute și mai crește și el acolo. Tănase, cum? Nu înțeleg ce face Tănase asta. Filip, wow. Până la urmă știm cu 2 la 1, chiar dacă avem jucători eliminat. Filiu Popescu sau Octavian Popescu? Asta e partea nasoală, că nu știu dacă al intri eu, mă. Mai 15 puncte și avem meci cu Fenerbahce. Ok, avem meci cu turci. Da, parcă e în Turcia. Jucători suspendați. Fizic stau și cum stau și hai să vedem. Ce reușim. Ok, cam asta e echipa. Hai să-i dăm un boost de Radonovici. Ăstuia. Și la Harutz. Și da, ăștia din nou o echipă față de a noastră. Cu mult peste, dar așa a fost și final. Nu se știe niciodată. Ok, hai să-l punem pe Popescu aici. Punem și pe ăsta aici. Și cam atât. Ai, de capul meu marchează asta. 3-4, ok. S-a terminat cu binele. În bataie. Cruntă. De la Fenerbahce. Da, cam asta e valoarea echipei, din păcate nu. Prea avem ce face. Bine, dacă nu am fi concediat și ne-a lăsat pe o perioadă mai lungă de timp, încât să ne putem evolua echipa. O face mai bună, cred că ar fi mai bine. Avem un timp chemistry de 96.
În chemistry ar fi ok. Da, nu știu ce se întâmplă, că așa tot e orașul. Nu mai schimb pe nimeni, tocmai de ciudă. Bine, hai să schimbăm. Că nu pot să înțeleg cum iau roșu. Uite, uite, uite goluri. Hai, că. Am 5 goluri de la Clichy. Vorbim și serios. Dar toți jucătorii mei sunt suspendați acolo. Suspendați, accidentați. Numai început ei să noi. Face Cristian 65 overe. Deja Sepsi are 22 de puncte. Nici CFR-ul nu merge chiar așa bine, fiind doar cu punct peste noi. Haideți băieți, măcar pe Kindia Târgoviște. Da, nici Kindia Târgoviște vorbește serios. Ce se întâmplă, mă, cu echipa asta? Păi mi-a luat un jucător acolo în apărare, am zis că... Sunt înțeles cât de cât apărarea când atac poate să ne descurcăm. Dar nu. Trebuie să mergem rău. Avem momente când mergem ok, momente când mergem prost. Dar se pare că mergem mai mult rău decât bine. Nu e bine deloc. Bine, și mai avem un meci cu Olympique Marseille. Uite câți jucători accidentați au, suspendați. Ok, egal. Da, și calificarea și a trece noi din grupul mai departe în Europa League e mai greu. Dau 5 de milioane de euro jucătorul ăsta. N-ai ce face. Noi nu suntem echipă de Europa, momentan. Becali nu are echipă de Europa. Merem la Continental Cups și suntem pe ce loc? Locul 3. 3 puncte. Dar ne-ar trebui să câștigăm toate meciurile ca să ne calificăm. CFR-ul nu stă nici bine deloc. Craiova nimic. N-avem noi echipe de Europa League. N-avem nici de Conference League. Da, e păcat că nu au adăugat ăștia și...
Conference League un joc. Păi bine, pe Dinamo, la ora actuală o bate oricine, nu? Hai mă, Cordia, du-te și tu acolo, dau o șansă. Ok, am dat-o pe Dinamo. Dar nu mă încălzește lucrul ăsta. Pentru că aveam 18 puncte. Și CFR-ul deja a început să aibă 22 de puncte. Nu știu dacă ne mai calificăm în Europa League. Dacă o să fim pe loc de Europa League pentru data viitoare cu se termină. Da. Ok, a venit Tănase, Crețu, poate acum că le cât începem și noi să ne revenim. Avem 97 prin chemistry. Închează Budescu, Cheșteruia Galben. Punem pe Popescu aici. Cam astea sunt schimbările. Bine, ia și Popescu, că almenă măcar am câștigat. Dacă ai avea siguranța că ești ținut pe termen lung. Una dintre cele mai faine lucruri ar fi să-ți extinzi. Bine, nu avem, vai doamne, o groază de bani la treaba. Dar unul dintre lucrurile importante ar fi să-ți extinzi academia. Și atunci poți să primești jucători tineri cu potențial mare, care se crește și face echipă bună, dar prea ai siguranță că o să stai pe termen lung la echipa asta ca și manager. Avem un meci cu Feyenoord, care nu fac speranță că o să mai facem ceva, oricum matematic se avuță șanse să mai ne calificăm, adică să ieșim din grupe măcar. Da, ne-am început bine, luăm 3 goluri. Hai că am început extraordinar. Nu se putea mai bine, am început. Măcar am dat 2 goluri. Ne-am mai scăpat din rușine. Bine, știu că acum suntem pe ultimul loc, nu? A, tot pe 3, dar. Domnul ne încălzește. Chiar dacă îmi bate-o pe Fenerbahce. Curcăm pe 2. Ok, avem un meci cu Rapid. Hai să vedem ce facem. Aoleu, ne bate și Rapid acum.
Luăm galbene, luăm bătaie de rapid. Mergem tot mai rău. Că deja începe să ne amenințe. Două puncte. Ok. Șcan confidențe și foarte low. Cred că ne pierdem locul de manager la steaua. Avem 21 și se pierde 32 de puncte. Cupa României. Serios, nu pot să înțeleg uneori jocul ăsta. Cum se face? Și ai dat pe ultra-attacking și așa am luat goluri. Cum se face că e atâtea goluri, frate? Jucător eliminat. Gol după gol. 7-3. Dinamo cu Mioveni. Craiova, Sepsi, Rapid, Voluntari, UTA și Craiova. Nici CFR-ul n-a mers mai departe, dar... Măcar stă mai bine ca noi. Ca să nu uităm. Da, se pare că tactica asta nu prea funcționează la Steaua, din păcate. Prea obosit jucătorii ăștia. Dar... Da, ăștia sunt rupți. Vai, dacă o să... Fim eliminați, adică o să ne fim concediați de către clubul Steaua, o să continuăm cu... Adică testăm și altă echipă, tot din Liga 1. Și dacă vă place, probabil că o să luăm toate echipele la rând, cele mai importante din Liga 1. Să încercăm să vedem ce reușim cu ele, dacă uite, suntem foarte prost ca și victorii. Da. Are un zero voluntariu. Facem un egal. Nu mergem foarte bine. Deci mă așteptau demisii. Sau ar fi bine să ne mai lase măcar un sezon, deși nu prea cred. Acum avem statisticile aici.
Bun, mai avem, cred că, încă un meci în Europa League fără ăsta și s-a terminat aventura europeană. Marchează Cheșeru. Ok, am bătut pe Fenerbahçe și acum cu 2-0 și atunci am luat bătaie. Dar cum să nu fie ciudă? Nu, jocul ăsta nu-i prea, știi, realist, nu-i prea bine. Hai să vedem la Continental Cups cum stăm. Suntem pe locul 3 cu 6 puncte. Dacă ar lua Fenerbahçe bătaie și am bătea pe Olimpic Marseille, dar n-avem cum, mai deja au 15 puncte. Doar ne mai calificăm. Chie marca Popescu, hai să-l punem aici, plus Haruț. Tănase. Și batem pe Argeș cu 2-0. Meciul cu Olympique Marseille, care va fi ultimul pentru acest episod, unde o să și vedem dacă cumva dar cred că s-a terminat aventura noastră în Europa. Ce e nașpa la Steaua este că dacă e un jucător, având în vedere că e club mic, atât pe partea financiară, dacă e un jucător care are un salariu mare, banii ăștia se duc repede. Și cred că o să scădem sub 1 milion. Pentru că merg banii spre salarii și totuși el avea 30 și ceva de mii de euro. Hai să-l punem pe Popescu. Cine știe și pune și pe Aroț. Nu mai avem ce pierde. Da, chiar este terminat aventura noastră europeană. Și clar că am fost și eliminați, adică concediați. Ba nu, n-am fost încă concediați, dar mi-a arătat joburile valabile. Ok, cam atât am făcut pentru episodul de astăzi. Ne-am calificat în Europa League, am jucat meciurile din Europa League, nu am trecut mai departe. Și da, au mers mai departe echipele mai bune. Noi o să ne revedem într-un viitor episod, unde să sperăm că o să fie mai mult timp cu FCSB.
Dar, uite, cum ziceam, scad banii aici. Până atunci, toate cele bune. Bye bye.